Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vom citi câteva versete, începând cu versetul 37, pagina în Biblie 1057. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Salutul bisericii noastre este pentru dumneavoastră, Iuda, versetul 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus pentru viață veșnică. Amin. Mă bucur să fiu astăzi cu dumneavoastră aici și mă gândeam la un cuvânt din Fapte 15:36, când Pavel îi spunea într-o zi lui Barnaba: haide să mergem încă o dată pe la frață și în cetățele în care am propovăduit cuvântul, să văd ce mai fac frață. Mi se pare că eu am mai fost odată la dumneavoastră, invitat atunci de fratele Gicu Stan, la o seară de rugăciune, la o seară de stăruință, și acum, la invitația fratelui, am trecut iarăși pe la dumneavoastră, că chiar am vrut să vă văd. Am vrut să văd dacă, îi spunea odată Iacob lui Iosif: du-te la frații tăi, vezi dacă sunt bine, adă-mi vești temeinice. Și acum eu mă voi duce acasă. Și Pavel spunea celor din Tesalonic, capitolul 1:4, căci mă laud cu voi înaintea bisericii lui Dumnezeu. Eu am să mă duc acasă și am să vă laud. Îmi dați voie? Îmi dați voie. Și ce să le spun când vă laud pe voi cei de aici? Să le spun că sunteți pocăiți, că așteptați pe Domnul, că sunteți plini de Duhul Sfânt. Amin? Doamne, fă să fie așa! Am citit un pasaj care ne vorbește ceva nu atât de ziua de Rusale, că am predicat de Rusale dincolo, adunarea cealaltă, de vâjuitul acela de vânt, de limbele ca de foc, de coborârea Duhului Sfânt, toți au început să vorbească în alte limbi, să prorocească, de mirarea celor neștiutori, de nedumerirea lor, de ironiile lor. Dar nu despre asta vreau să predic. Eu aș vrea să vorbesc ceva de starea bisericii de la început. Acolo în neagănul penticostalilor, în biserica creștină, după ce Domnul i-a umplut pe Duhul Sfânt, ce au făcut oamenii ăștia? Cum arăta adunarea aceea? Ăla e etalonul acolo. Și trăgând cu coada ochiului la ei, să încercăm și noi să ne asemănăm și Dumnezeu să ne ajute, amin? Uitându-mă la biserica aceasta, eu am deschis 3 pagini, e o predică mai veche a mea și am fost îndemnat de Domnul să stau de vorbă cu dumneavoastră aici. Pe prima pagină am urmărit eu care era activitatea primilor creștini. Pe a doua pagină am vrut să văd care era atitudinea lor. Și pe a treia pagină am numit eu aprecieri. Poate ajungem și până acolo, că n-am de gând să predic chiar lung.
Vorbind de activitate, oamenii ăștia când au fost umpluți de Domnul cu Duhul Sfânt, au început să facă ceva. Exact ca voi cei de la Cluj. Și uitați ce spune Sfânta Scriptură în capitolul 2, versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. În momentul când Domnul i-a umplut cu Duhul Sfânt, ăștia nu mai aveau treabă acasă, Domnule. Nu mai puteau să stea acasă. Îi ardea călcâinii să iese, să plece de acasă. Știți unde? La adunare. Ce nu așa faceți și voi? Acei care sunteți plini de Duhul Sfânt? Am chiar o întrebare, că am spus că vreau să mă laud cu voi. Cum stați cu prezența la adunare? În timpul săptămânii, în ce seară aveți adunare? Lunea și joia. Eu vă pun o întrebare, dar să nu ridicați mâna. Cine o lipsit joi seara de la adunare? Și mai pun încă o întrebare, când permit, că noi suntem prieteni acum, nu? Cei care n-ați fost la adunare, de ce n-ați fost? Adică ești plin de Duhul Sfânt, clocotești de Duhul Sfânt, tocmai au fost rusali în inima ta, în casa ta, în familia ta, și joi seara tu stai acasă. Se poate așa ceva? Și eu nu vreau să vă mustru, că un frate m-a întrebat odată într-o adunare, nu mă cunoștea. Și a spus, frate, ce vrei să predici? Zic, vreau să mustru, măi. M-am specializat pe mustrare, că pot să-mi dau doctorat în mustrare. Ei, dar pe dumneavoastră nu mi-am propus să vă mustru. Mi-am propus numai așa, ca să stăm un pic de vorbă și chiar spuneți-mi, cum stați cu prezența la adunare? Eu am o predică specială, am intitulat-o eu prezența la adunare, am pus-o pe 4 capitole acolo, să fie mai ușor de asimilat. Și în primul capitol am vorbit de motivația. Ce-l făcea pe un evreu să fugă la templu? Sau la cortul întâlnirii mai înainte? Sau la sinagogă mai târziu? Că evreii nu puteau sta acasă, ei fugeau acolo. Și cred că cea mai bună motivație ar fi plăcerea. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu, până și pasăre găsește acolo un loc, rândunica un cuib unde își pune puie. Ah, altarele tale, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferici de cei ce locuiesc în casa ta, că e tot mai poți să te laude. Aveți plăcerea asta? Vi dragă adunarea? Primii creștini când au fost umpluți cu Duhul Sfânt, vine Biblia și spune, ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și noi de câte ori lipsim? Acum eu, ca să mă laud puțin, cred că am mulți ani de zile de când n-am lipsit niciodată la adunare, niciun program. Mulți ani de zile am. Și Dumnezeu așa m-a îngăduit și când am fost bolnav, m-a rugat Domnul, Doamne, dă-mi putere să mă duc până la adunare și nu pot să stau acasă, nu că aș fi grozav de pocăit. Dar asta o practică, așa îmi place să vin la adunare. Dumneavoastră veniți la adunare? Când vorbim de activitatea lor, aveți plăcerea de a veni la adunare? Psalmul 133, iată ce plăcut și dulce să locuiască frații împreună. Psalmul 122, mă bucur că mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Psalmul 27, cu versetul 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc ferminte. Aș vrea toată viața să locuiesc în casa Domnului. Și acum iar vă întreb, când nu veniți la adunare, Duhul Sfânt din voi ce face? Oare El n-ar vrea Duhul Sfânt să vină la adunare? Nu i-ar place părtășia? Nu-i făgăduința din Matei 18 cu 20? Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Credeți că Domnul Hristos e aici? Și Duhul Sfânt care este în voi și sunteți plini de Duhul Sfânt, n-ar vrea să vină la adunare? Și atunci de ce nu venim? Și apoi nu mai vorbesc de celelalte capitole, motivația cealaltă, că după plăcere mai era obligația. După obligații mai era frica, că dacă cineva dintre evrei nu se suia la sărbătorile puse, trebuia să fie omorât. În cultul pentecostal era un articol în statut, că dacă 6 luni de zile cineva, atunci era 3 luni, acum e 6 luni, nu vine la adunare, se pot lua măsuri disciplinare cu el. Și odată s-a ridicat un frate la noi de adunare, cu frate Dragoș, dar dacă eu tot la 3 luni vin odată, aveți ce-mi face? Deci nu trec mai mult de... Și am spus, n-avem ce-ți face. Dacă vii odată la 3 luni, ești pocăit după statut, noi n-avem ce-ți face.
Dar eu întreb, asta e pocăință? Acum aici, pe zorilor, adunarea asta are și un nume? Betel. Aici, o, ce nume frumos, mai bine predicam de Betel. Aici, la Betel, la întâlnirea cu Domnul, dumneavoastră veniți mai des? Eu am fost în Anglia la niște frați și am locuit într-un cartier de evrei. Case evreiești, cartier evreiesc, magazine evreiești, autobuze evreiești, totul evreiesc acolo. Sute, poate mii de evrei, din aia perciunați, așa, cu ultra-religioși, sinagogi mari. Am fost la sinagogă, nu m-au lăsat să intru. M-au întrebat, ai sânge de evreu? Zic, am inimă, nu, nu e suficient. Sânge, ai un bunic? N-am, nu știu să am. Și m-au pus să stau pe hol și să văd ce fac în sinagogă. O sinagogă cu multe etaje, ca un furnicare, era negru de evrei, umbla în continuu pe acolo. N-aveau mare activitate. Unii mai citeau în Tora lor, alții băteau penitență, cei mai mult vorbeau la telefon și făceau afaceri. Dar ei mi-au spus mie așa, că Domnul pe dânsă îi plătește timpul când stau în sinagogă. Îi plătește. Și ei măcar de 3 ori pe zi veneau la sinagogă. Se duceau până acasă, mai vedeau, și iară mergeau ca să-i ponteze Domnul. Eu am râs de ei, dar un prieten de-al meu, român, la care stau, spune, măi, nu râde, că așa-i. Că tu n-ai să vezi un evreu că râs cu ciment pe șantier. Nici n-ai să vezi un evreu măturând sau cărând-o în peroanele de gunoi. Unul e bijutier, unul are materiale de construcții, unul nu știe ce face, dar Domnul îi plătește. Timpul cât stați în adunare, eu vă spun, e plătit de Domnul. Am un prieten în America, asociat cu un evreu. Și în America a fost criză. Și el are copii mulți și lucra și se ruga, că e om pocăit și proroc. Doamne, te rog frumos, dă-mi de lucru, Doamne, dă-mi de lucru ca să întrețin copiii și se ruga. Și evreul se uită la el și îi spune, Sorin, tu nu știi să te rogi. Dar cum nu știu să mă rog? Mă rog, Domnule, să-mi dea ei de lucru, că am o casă de copii. Nu te ruga așa, te învăț eu cum să te rogi. Doamne, dă-mi bani. Și spune Sorin, măi, am început să rog, Doamne, dă-mi bani. Și de atunci o să lucrez pe jumătate și am bani mai mulți. Am prins lucrări mai bune cu primăria, orașului și m-am învățat evreu, cum să mă rog. Noi ne lucrăm, Doamne, dă-ne de lucru. Dacă poți, Doamne, joi seara, dă-ne mult de lucru, joi seara, și dacă duminică dimineața dormim că suntem obosiți, Doamne, iartă-ne. Dar asta nu-i pocăință. Eu chiar mă îndoiesc de umplerea cu Duhul Sfânt al unor penticostali de la Cluj care nu vin la adunare. Și acum eu spun, acum nu mi-o luați ca mustrare. Că sunt prieten cu dumneavoastră. Și eu mă gândesc, oare adunarea de Ierusalim semăna cu aceea de pe zorilor? Ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Să ne dea Domnul dorința aceasta, amin? Eu spuneam că suntem la o adunare de la țară, într-un sătuc acolo, și am implementat într-un fel o disciplină. Și m-am ridicat și am spus, fraților, o zi în casa Domnului socotea la noi un bătrân, face cât 3 ani de zile pe șantier, cât 1000 în altă parte. Și eu am luat-o de bună și am crezut-o și am promovat-o și ne-am spus, noi nu avem patroni acolo în sat, vreo 2 băieți care au o echipă de construcție și ne-am spus, fraților, hai să probăm asta, după cum spunea în Vechiul Testament, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide cerul și voi turna belșug de binecuvântare. Și a spus, hai să-L punem pe Domnul la încercare, eu sunt convins că dacă stau 2 ceasuri la adunare, Domnul îmi dă binecuvântare și recuperez. Dar dacă vreunul din voi, care sunteți patroni, falimentați pentru că ați venit joi seara la adunare, eu din banii din caseria adunării vă dau banii, vă pun firma pe picioare. Numai faceți un raport și îmi demonstrați, spui frate Dragoș, eu am fost joi seara la adunare 3 săptămâni la rând, de la ora 7 la ora 9 și am dat faliment cu firma. Și asta le-am spus acum vreo 4-5 ani și încă n-avem niciun falit în adunarea noastră, din aia care vin joi seara la adunare. Acum în capitolul 4, capitolul 2 am spus eu piedici în calea venirii, capitolul 3, pierderi și binefaceri, pierderi pentru oia care nu vin, binecuvântări pentru cei care vin. La capitolul 4 am pus eu diverse, am o interpretare, unul mi-a spus că erezii, să nu mai predic, eu nu cred că erezii și o predic. Din evrei, capitolul 10, 24, 25, 26, acolo versetul 26 dă multă bătaie de cap la pocăiți.
Că dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă de iertare, decât așteptarea unui văpăi veșnice. Și mă întreabă, care-i păcatul cu voia, fraților? Și noi mergem, luăm versetul ăsta, rupem de acolo, din context, și spunem, curvia, e drept, curvia e păcat cu voia. Hoția, da, dacă furi, păcat cu voia. Bârfa, nu, bârfa e tot păcat cu voia, că doar tu formezi numărul și vorbești la telefon, nu te-o pune nimeni, da? Ei, astea-s păcate cu voia. Numai că în evrei, scrie versetul 24, să vegem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Versetul 26, că dacă păcătuim cu voia, nu mai este jertfă de iertare. Și marea taină acolo e că versetul 26 e după 25 scris. Și eu, care nu prea le am cu gramatica, am citit așa dintr-o bucată. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, că dacă păcătuim cu voia, nu mai e nicio jertfă de iertare. Eu mi-am permis să spun că dacă eu din joi dimineața știu că de seară n-am să mă duc la adunare, pentru mine e un păcat cu voia. Îmi caut de lucru și nu mă duc la adunare. Dacă de sâmbătă spun că mâine dimineață am să stau acasă să mă odihnesc, pentru mine e un păcat cu voia, că așa îi scris versetele unul după altul. Și ultima dată la noi la adunare, în marți, la noi serul de rugăciune, adunarea e plină, aproape plină. Cântă și corul, că așa, îmi dorme frumos la adunare decât la prășit pe ogor, că eu am animale și lucrez. Dorime e utilitor aici. Și așa am disciplinat noi cumva adunarea. Și marți era un pic mai puțin și ne-am ridicat în picioare, am condus slujba, am zis, frate, hai să facem o rugăciune, uitați-vă la mine. Hai să ne rugăm cu credință mare ca să ne ajute Domnul joi să fim tăți la adunare. Că vine și diavolul cu piedici, nu intrăm la piedici, dar vine diavolul și pune piedici. Și marți am făcut o rugăciune cu înflăcărare, Doamne, fă ca să putem veni și peste două zile la adunare, ne-a rugat cu credință și să mai aducem de pe acasă, pe ea care nu au fost. Și joi iar a fost adunarea plină. Am putea face un exercițiu aici, să facem o rugăciune, să ne ajute Domnul joi seara să fim la adunare. Sau dacă nu, eu întreb așa, că îmi permit, doar sunt prieten cu voi. Este careva din voi care știe de pe acum că joi seara nu se poate veni la adunare? Aproape că i-aș pune să ridice mâna pe ea, care știu, măi, eu joi seara n-am să pot. În rest, frate, să știi că era adunare joi seara. Amin? Duhul Sfânt nu-i numai vorbire în limbi. Duhul Sfânt nu numai ce ne place nouă, coboară Duhurile Sfinte, corul cântă foarte frumos, Domnul să-i binecuvinteze, mie îmi place cântarea în cor și noi avem un cor, așa, nu bun ca vostru, dar cântăm și noi. Și avem și noi cântarea asta, coboară Duhurile Sfânt. Dacă nu o coboră Duhul Sfânt, mă trimite la adunare. Ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Să ne dea Domnul și nouă dorința asta, amin? Hai să mai ne uităm ceva la activitatea lor, spunea Biblia așa. Versetul 45, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Am uitat să fac o precizare, n-am venit la Cluj după strângere de ajutoare. Și acum, pentru că vă spun lucrul ăsta, pot așa deschis să vorbesc din versetul 45. Fraților, când a coborât Duhul Sfânt și le-a umplut inima, acolo s-a întâmplat ceva. De ce spune în Coloseni 3:5 așa? De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia de averi care e o închinare la idoli. De ce lăcomia de averi e închinare la idoli? Care e idolul? Domnul spunea Matei 6:24, niciunul din voi nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Spun cercetătorii Scripturii că Mamona a reprezentat Dumnezeul sau zeul bogățiilor. Evreii aveau în inima lor zeul ăsta străin, Dumnezeul ăsta numit Mamona. Când a venit Duhul Sfânt în ziua Rusaliu, i-a umplut cu Duhul Sfânt, Mamona a plecat din inima lor. Dorința de câștig, lăcomia de avere, nu mai era pe tron. A venit Hristos pe tronul lor și Mamona a fugit. Și când au rămas oamenii ăștia plini de Duhul Sfânt, nici nu mai știau ce să facă cu averile. Au început să le vândă și să pună la picioarele apostolilor. Am trăit noi stările acestea? Sau prea ne-am legat de pământ? Fraților,
Pavel spunea lui Timotei așa: noi n-am adus nimic în lume și nu vom lua nimic din lume. Cine crede să spună amin. Nu credeți toți, nu? Petru spunea așa: va veni o zi, 2 Petru capitolul 3, când cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de căldură mare și pământul cu tot ce este pe el va arde. Amin? Într-o zi Clujul arde, fraților. Pot să mă înregistreze, dați-mă internet, eu nu le-am cu internetul deloc, dar aud că-ți dat pe internet. Pot să mă dați pe toate internetul, eu spun tare, într-o zi Clujul arde. Și arde și casa ta, și mașina ta, și hainele tale de firmă, și tot ce ai tu va arde. Că noi n-am adus nimic în lume. Dar dați-ne voie să mai putem predica. Că era o mormântare și era o vilă, ulticameră, nu știu cât avea. Și un bătrân predica: fraților, suntem străini și călători pe pământul ăsta. Și un ortodox îi spune lui taică: vei, Gheorghiță, mai schimbați-vă, că nu vi se potrivește. Pocăiți au a imperii, au averii și predicăm că suntem străini și călători. Să ne dea Domnul pocăință, amin? Eu n-am venit după bani la Cluj, că eu sunt un om bogat. Eu sunt un om bogat și am tot ce-mi trebuie, dar când a coborât Duhul Sfânt la Ierusalim, oamenii ăștia s-au degajat de averile lor. Lăcomia de avere nu mai era în inima lor. Mamon, au plecat speriat, că erau plini de Duhul Sfânt. Și încă un amănunt care îmi place. Împărțeau după nevoile fiecăruia. Voi vă știți nevoile? Voi vă cunoașteți nevoile unul altuia? Mai am eu un exemplu, când un frate de la Botoșani cu pregătire, în vremea lui Ceaușescu, a fost șeful aprovizionării pe județ. Mă sună odată, are vreo 70 ceva de ani, și plângea ca un copil: frate Dragoș, spune frate Pavel, ce s-a întâmplat? Am fost bolnav, am fost operat de irnie de disc, m-a dat acasă, am 200 mândi când stau în pat cu fața în sus, că așa trebuie să stau cât bolnav. Și stând așa, întâi am numărat ticioturile din grind, am făcut tot felul de jocuri imaginare, că n-am ce face. Și la urmă am spus: mai bine mă rog pentru frate. Și când am început să mă rog, m-am rugat de pe cei pe prima bancă, el stă pe prima bancă, pe colț, am fost de multe ori acolo. Și m-am rugat pentru ei, familie, copii: Doamne, păi ce-ți fac de 200 mâini, mă tot rog. Și am trecut cu ei pe banca a doua și când am ajuns la banca a treia, este un frate așa mai înalt cu un copil de mână care vine. Și am spus: Doamne, binecuvintează-l pe fratele. Și n-am mai știut cum îl cheamă pe frate. Dar vine de mult la adunare, dar eu nu știu cum îl cheamă. Și fratele a început să plângă: fratele de pe a treia bancă, eu nu știu cum îl cheamă. Voi vă știți cum vă cheamă unul pe altul? Vă cunoașteți familiile, așa? Vă cunoașteți nevoile? Că e vorba, se vorbește de o împărțire după nevoia fiecăruia. Și fratele Pavel plânge, spune: frate Dragoș, în anul 1968, în localitatea Dealul Mare, de lângă Dorohoi, s-a inaugurat adunarea. Și acolo o soră oarbă, eu spus la fratele conducător: eu am bani strânși, că am vândut ouăle de la găini și fac o masă de dragoste pentru toți care vin. Și spune frate Dragoș: eram acolo lângă sora cei oarbă și când veneau frații din adunare, ea le da mâna și le spunea pe nume și n-au greșit niciun nume. Și de aia plâng, că o femeie oarbă de ani de zile îi știe pe toți cum îi cheamă. Și eu cu pregătire și cu doi ochi nu știu cum îi cheamă pe frați. Am mai fost la Botoșan la o nuntă și acolo este un obicei. Din păstori merg vinerea la mireasa acasă și se uită la roche. Ca să nu vină cu roche din lume, cu obiceiuri lumești la adunarea Domnului, că aici e adunarea Sfinților. Și când s-a dus fratele păstor acolo, i-a chemat la nuntă, am fost la nuntă, că de aia știu. Îmi spune frate Dragoș: vino că mireasa are amândoi părinți orbi, și tata e orb și mama e oarbă. Și când am văzut așa, am fost mișcat, am lăsat alte invitații, mă duc la fata asta cu părinți orbi. Și îmi spune păstor, am fost și am verificat rochea și mama mi-a spus: frate Mircea, stai liniștit, că rochea nu era așa cum trebuie la pocăiți și am dat-o înapoi să o corecteze. Și îmi spune el: măi, o femeie oarbă, o văzut că fata ei n-are rochea bună, nu-i cuvincioasă.
Și alții care văd așa de bine, văd tot tipul în adunare, numai rochea la fata ei n-o vede că e bunul, nu? Ei, și acum revin la fratele ăsta, spune, măi frate Dragoș, am plâns că o femeie oarbă știa pe toți și eu nu știu pe toți. Când a coborât Duhul Sfânt, așa a făcut o părtășie. Stai la ușa adunării, dai mâna, băi frate, da, în pacea Domnului, ai nevoie de ceva, ai nevoie să te ajut, cu o zi de post, cu o rugăciune, să te ajut la lucru, cu ceva, că suntem frați, nu? Suntem într-o familie. Asta face Duhul Sfânt. Așa făceau primii creștini. Îmi dați voie să vă întreb, așa e la Cluj, aici, pe zorilor, la adunare? Că nu știu. Și pentru că nu știu, vă întreb, că eu mă duc acasă să vă laud acum. Ce adunare bună, frate, merg la adunare, frate, s-o degaja de lucrurile pământești, se cercetează, să ajute. Doamne, fă să fie așa, amin? Tot în activitatea lor, cât timpul trece, și am să mă opresc îndată, spune cuvântul Domnului că ei propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu. Noi facem parte din Marea Trimitere. Matei 28, duceți-vă, propovăduiți Evanghelia, din Marcu 16 cu 15, la orice făptură. Noi facem evangelizări și noi facem. Și chemăm predicatorii care ni se par nou cât mai cu har și mai cu carismă. Și chemăm cântăreții cei mai buni și ne străduim să-i aducem prin nipocăiți în adunare. Măi, de-am aduce noi vecinii, de-am aduce noi bețivii de la Crâșmă, apă când a venit și primarul, aveam o bucurie că l-am adus. Și spune, Doamne, cercetează! Dar eu cred că evangelizarea asta e un răsfăț pentru pocăiți. Cântări bune, predici bune și biserica merită din când în când câte o astfel de sărbătoare. Dar evangelizarea cea mai eficientă este aceea de la om la om. La noi în sat, pentru că nu s-au colaborat cu securitatea, că păstorii amândoi care au fost înainte de mine, au făcut pușcării pentru credință, au venit securiștii și ne-au pus un lacăt pe ușă. Și când ne-au pus lacătul pe ușă, care au ruginit în câțiva ani, frații se rugau pe la casă. S-au făcut demersul, după nu știu cât exact, eram mic, nu dacă eram atunci, mi-au povestit părinții, sunt la câteva generații de penticostali. Când s-au adunat înapoi, o l-au tăiat lacătul și au intrat pocăiți înapoi, mirare că nu mai încăpeau în adunare. Știți ce s-a întâmplat? Ei acasă făceau rugăciuni. Chema vecinii, chema cumătrii, chema neamurile, îi boteza și când au venit la adunare s-au întâlnit și tu ești pocăit și eu. Nu mai încăpeau în adunare. Evangelizarea de la om la om. Aici am multe să vă povestesc. Cum copiii de la noi de adunare au adus alți copii. Copiii aceia au adus părinți și părinții au rămas în adunare și copiii acum sunt prezbiteri slujitori în casa lui Dumnezeu. Că niște copii au chemat pe alții. Că două fete cântau odată la liceu în Suceava și s-au lipit așa una de alta și au cântat o cântare. Și una nipocăită cu căști în urechi, că îi dă din cap așa și place muzica, o scos căștile, dar voi ce cântați? Și fetele astea cântau, încă mai este loc la cruce. Și pentru tine, dragul meu, și pentru tine la Golgota a murit Fiul lui Dumnezeu. Și au întrebat, dar de unde e asta? Ce piesă e asta? De la noi la adunare. Și au fost la adunare și au rămas, s-au pocăit, au fost foarte prigonite. Fata asta mi-a povestit când a venit la mine să-i fac nuntă, că era mireasă. Și a spus, frate Dragoș, de la mine, din familie, nu vine nimeni. Nici tata, nici mama, nici neamurile, am neamuri sus puse pe la București, m-o scos, m-o ocărât, i-am făcut de rușine, nu vine nimeni. Și până la urmă s-au înduplecat ei și au venit, frații mei, așa a fost un har în adunare, că împrumutau batistele una de la alta și turna Dumnezeu har în adunare. Și a fost tare frumos. Și o judecătoare, om nici m-a întrebat, îmi dați voi, Domne, să mai vin și altă dată. Nu că vă dăm voi, dar vă rugăm să veni și altă dată. De ce? Că două fete cântau o cântare. O vino azi, o vino azi cât mai degrabă. Ce cântări cântați voi pe la școală? În relația voastră, la lui Pietru și Ioan i-au adus acuzația și i-au spus, noi nu v-am spus noi să nu mai propovăduiți în numele ăsta, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Umpleți Clujul cu învățătura voastră.
Umpleți, domnule, facultățile de aici cu învățătura voastră. Umpleți fabricile unde lucrați, la patronii voștri. Umpleți cu învățătura asta. Dumnezeu să ne ajute, amin? Hai să trecem puțin pe pagina a doua, cât timpul zboară. La atitudine, la rog. Cum se prezentau oamenii ăștia? Și primul lucru care l-am evidențiat la ei era îndrăzneala. Și spune cuvântul Domnului, când au văzut îndrăzneala lor, versetul 13, 4 cu 13, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Și tu erai cu ei, o slujnică, îi spunea lui Petru, și tu erai cu ei. O zic că nu eram, nu, ferească Dumnezeu. Ba și vorba te dă de gol. Și Petru s-a blestemat că nu-l cunoaște. Și cântă cocoșul și plânge. Și acum e coborârea Duhului Sfânt. Și unii spun ăștia splind de must. Și sare Petru ca un arc în picioare. Oameni buni, ascultați-mă, fraților, ăștia nu splind de must. Asta e făgăduința lui Ioel. În zilele de urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Tineri și tinerile voastre vor proroci. Bătrânii vor avea vise. Voi turna și peste rob și peste roabe. De unde îndrăzneala lui Petru? Voi aveți îndrăzneală? Ca și atitudinea lor, oamenii ăștia erau îndrăzneți. În Proverbe spune că cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Să ne dea Domnul îndrăzneala. În Fapte 4 cu 20 spun apostolii, noi nu putem să nu vorbim de ce am văzut și am auzit. În Ioan spunea, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am auzit cu urechile noastre, aceea vă vestim. Umblarea cu Iisus dă îndrăzneala. Apoi 1 Ioan 3 cu 21 spune așa, epistola. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Vă osândește inima? Cum să-i spui tu la una nipocăită să pocăiască când tu ești mai nipocăită ca dânsa? Când ea spune, tu vorbești, tu vorbești. Eu am lucrat 34 de ani la CFR-ul. Și mecanicii locomotive erau dași prin ziar că fură motorină. Și eu ne-am spus, în viața mea n-am vândut motorină de un chil, n-am furat niciodată. Și niște nipocăiți, lasă-vă și cu pocăiți voștri, că știți niște hoți. Mi-a spus, bine, goace, lucrăm de 30 de ani. Am furat, mă știi că am furat, persoanele de față se exclud. Nu se exclud. Vorbim din mine, mă știi, am furat odată ceva? Da, dacă furam cu dânșa, puteam să spun. Da, dacă mergeam cu dânșa la film, puteam să chem la pocăință. Da, dacă bem o bere cu dânșa, puteam să răspund din pocăință. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Hai să trăim în Cluj așa ca să nu ne osândească inima și când ne prezentăm în fața nepocăiților și mă întreabă unul, măi, cum e pocăința? Eu spun, uite așa cum sunt eu, așa trebuie să fie. Când o femeie, o cocoană de aici, din Cluj, vine la o soră pocăită și spune, măi, cum e o femeie pocăită? Cum trebuie să se coafeze? Cum trebuie să se îmbrace? Cum trebuie să arate? Tu îi spui, uite, exact așa ca mine. Eu cred că așa era și mama Domnului, așa erau și femeile cu cernice, Ioana, Alexandra, nevasta lui Cuza, care îmblau cu Domnul. V-ați gândit odată să vă comparați voi cu femeile astea cu cernice? Oare așa erau ca voi? Voi oare sunteți ca ele? Dar trebuie să ai curajul să spui, uite așa e o pocăită, uite așa e un pocăit, uite așa vorbește un pocăit, uite așa gesticulează un pocăit, uite așa trăiește un pocăit. Dacă nu ne osândește inima, de unde mai vine îndrăzneală? Spunea cuvântul Domnului aici, în același Faptele Apostolului, după ce s-au rugat ei 4:31, s-au cutremurat locul unde erau adunați, tot s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Să vă dea Domnul umplerea cu Duhul Sfânt. Amin? Și când veți fi plin de Duhul Sfânt, să aveți îndrăzneală. Altceva legat de atitudine era ascultarea. Și acum vă întreb pe dumneavoastră cum stați cu ascultarea. Ascultarea are beneficii. Deuteronom 28:2. Ascultă, Israele. Dacă vei asculta de Domnul Dumnezeu tău, iată toate binecuvântările care ți le voi da. Că ascultarea atrage după sine multe binecuvântări. Care e atitudinea noastră în ascultare? Iacob 1:19. Încolo, frații mei, știți bine lucrul acesta. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la... Ăsta ar trebui să-l învățăm pe de rost. Am un prieten, proroc, păstor, foarte dur, așa. Eu îi spun că el e polițai, nu-i păstor.
Deci e voinic, cred că are 160 kg. Și a fost chemat să predice într-o adunare din Romi. Și îmi spune, băi, mă, acolo și începe a predica, Iacov 1:19. Și le spun, azi învățăm pe de rost un verset. Și repet, odată, două ori, băi, când predicam eu mai tare, acolo în spate era o fântâniță de cei care beau apă. Să ridică o soră voinică și bea gâl, 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 o trei pahar de apă. Nu termină, să ridică alta. Vin acele două, se duc doi frați, acum era la coadă. Și ăsta când predica, o leacă s-o supărat, că și mie îmi place când predic să mă ascultați, nu? Deci eu când cântă corul, eu mă rog pentru voi, vă ascult. Apoi când predic eu, voi nu vorbiți, nu? Mă ascultați, vă rugați pentru mine, ne ajutăm, ne împrumutăm, cu atenție dacă nu. Și omul ăsta s-a supărat, o leacă, spune, terminați acolo cu apa aceea, că vă dărâm șandrama aceea, dați-l înapoi. Și ăsta nu mai băut apă, omul aici. Ascultați acum aici ce vă spun. Orice om să fie gramnic la ascultare, încet la vorbire, zăbamnic. Și repetă de trei ori. Nu, acum spuneți voi singuri. Orice om să fie gramnic la... Și o soră, la mânie, frate. Păi dacă ai băut apă când eu predicam, cum să nu fie la mânie? Și iar repetă cu dânsul. Care e atitudinea în ce privește ascultarea? Știți ce frumos e când ai o adunare ascultătoare? Când vin așa câteodată pe unele adunări, mai puțin la adunare, și se ridică păstorul și spune, rugă-mi frate din spate să vină mai în față. Măi, omule, rubângele, așa fug în față tăți. Nu? Nu-i așa la Cluj? Sau cheamă fratele Dan de trei ori și nimeni nu se ridică. Apoi asta nu e pocăință. Duhul Sfânt din voi ar asculta? Dacă ați fi plin de Duhul Sfânt. Ascultare era o atitudine a lor, era ceva în ei. Ei ascultau și spune, judecați voi, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, amin? Apoi mai este un cuvânt acolo, un băiat plângea în cartea Proverbe, acolo în capitolul 5, parcă spune, vai de mine, cât pe ce era să mă prăpădesc în mijlocul adunării și a poporului. Cum... N-am ascultat eu glasul învățătorilor mei. Băi, când se predică, cu ochii la amvon. Nu când se predică, unul mestecă gumă, unul se uită dacă nu are mesajul pe telefon, unul face semn la altul, mai stăm sau plecăm. Asta nu e atitudine de om plin de Duhul Sfânt, nu? Voi trebuie să ascultați de glas, dați de mai mari voștri și fiți-le supuși, care unii care privegează asupra sufletelor voastre ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu v-ar folosi la nimic. Aveți mai mare aici în adunare? Aveți, da? E bun că aveți. Și ascultați de ei? Fratele ăsta proroc de care spuneam eu, îi chema de un alt prieten al meu, tot păstor. Frate, vină cu mine aici lângă Suceava într-o adunare mai mică. Și merg acolo în adunare, ce ei fac o rugăciune, să ridică prorocul, spune, fraților, mi-a arătat Domnul că aici la voi nu-i ascultare. Nu-i ascultare mai mare, un duc de neascultare, de răzvrătire. Ascultați de mai mari voștri? Dar unul mai vocal de acolo, dar cine-i mai mare, frate? Domnul e mai mare și noi de el ascultăm. Mă, dar dintre oameni aveți mai mari? Nu! Și spune, dacă tot ești mai guraliv, ia deschide tu Evrei 13:17 și le spune, mai deschide la Efesem 4:11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători în vederea lucrării de zidire. Măi, aveți pe ăștia? Ăla nu. Și fratele îi spune, mai unde m-ai adus? Ai spus că mă duci la adunare la pocăiți. O fi un club, ceva, așa, dar asta nu-i biserica Domnului. Și dacă nu-i biserica Domnului, eu n-am treabă cu voi. S-au ridicat și-au plecat acasă. Știți care a fost urmarea? La scurt timp, adunarea aia s-a rupt în două și e ruptă și acum. Și mă întâlnesc cu unul din ei, din aia care nu s-a rupt, a rămas acolo. Am spus, băi frate, ce mai e la voi în sat? Că am fost de multe ori acolo la adunare. Ce fac ăia care au plecat? Băi frate, Dragoș, ce fac? Se ceartă toată ziua. Ăia se ceartă. Dar voi care ați rămas, ce facem? A, noi ne certăm aici unde am rămas. Ăia se ceartă acolo, ăștia se ceartă aici, știi de ce? Că nu sunt recunoscuți mai mari și că nu-i ascultare. Atitudinea primilor creștini plini de Duhul Sfânt era una de ascultare. Să ne-o dea Domnul și noi. Acum eu mai fac câte o verificare. Am o predică, am intitulat eu Măsura creșterii duhovnicești. Cât am crescut eu de când m-am pocăit? Eu sunt pocăit de 57 de ani. Și când a spus asta, a întrebat unul, ce ai 80, măi? Zic, măi, n-am 80, dar eu sunt pocăit de mic. Eu numai un an n-am fost pocăit.
Cu un an am fost sfânt. Că Biblia spune, dacă unul din părinții credincioși, copilul e sfânt. Dar de la 2 ani o trebuie să încep să mă pocăiesc. Și de atunci eu sunt pocăit. Acum, în 57 de ani de pocăință, cât îți de duhovnicesc? Măsura crește. Domnul ne-a botezat, ne-a umplut cu Duhul Sfânt. Suntem mai plini ca atunci. Avem mai multe, că Psalmul 84 spunea în continuare, ei merg din putere în putere, versetul 7, voi de pe zorilor, mergeți din putere în putere, de când v-ați pocăit, aveți putere duhovnicească mai mare, dragoste mai multă, ascultare mai multă, să ne dea Domnul pocăință, amin. Nu mai vorbesc de bucurie, o altă atitudine, bucuria părtășiei, bucuria rezultatelor și bucuria suferințelor. Dar hai să trec la capitolul 3, că mai sunt 5 minute, nu știu dacă trebuie să predic chiar până la fix eu. La apreciere. Am numit eu apreciere, am pus-o așa, între încurajare și mândrie. Dacă nu știi hotarul, ai probleme. O apreciere încurajează pe cineva. Acum eu trebuie să fiu atent să nu cadă în latura mândriei. Că odată vorbea Irod și poporul impresionat a spus, glas de Dumnezeu! Și lui ăla i-a plăcut. Și un înger l-a trăsnit și a murit mâncat de vierme. Dar aprecierea e valabilă. E o încurajare. Voi știți să vă apreciați unul pe altul? Și eu citesc din Scriptură că spune aici cuvântul Domnului, spunea tot în fapte. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească, dar norodul lăuda în gura mare. Eu tot mă gândesc. Am lucrat 34 de ani, am ieșit de câțiva ani la pensie. Ce gândesc cu oamenii ceilalți despre mine? Și am mai tras că și Domnul era interesant. Mă, ce zic oamenii despre mine? Chiar nu te interesează colegele tale în clasă, la lucru, pe scara blocului? Nu te interesează. Oare ce spun alții despre tine? Au cuvinte de apreciere? Sau spune decât pocăit că ăla mai bine în altă parte. Merit eu să fiu apreciat? Dar eu apreciez pe alții? Unul Cronii 12:18, Amasai, unul din capitane de seamă, o venit la David și a început să strige. Pace ție, fiul lui Isai, pace ție, Davide, pace celor care sunt cu tine, Domnul e cu tine. Când te-a apucat ultima dată Duhul cu de mare să te trimite la Dan și să spune Dane, suntem cu tine, Domnul să te ajute, Domnul să te binecuvinteze. Ultima dată când te-a apucat Duhul ca pe Amasai? Amasai a fost apucat de Duhul și a mers la David și a spus David, suntem cu tine, ține-mă rânduiala în adunare. Vorbește de smerenie, vorbește de bună cuvință, vorbește de ce trebuie vorbit. Noi suntem cu tine. Când te-a apucat ultima dată Duhul? Sau ne apucă alte duhuri și dăm telefoane, nemulțumiți, răzvrătiți. Ăștia nu sunt plini de Duhul Sfânt. Oamenii plini de Duhul Sfânt apreciază ce-i bun. Amin? Apoi nu mai vorbesc de aprecierea în familie. Știi ce mult face? Că Avram a luat-o pe Sara pe după cap, s-a uitat la ea și a spus, măi, tu ești o femeie frumoasă, mă. Și Sara avea 60 de ani. Când Avram o vedea frumoasă tare, în America să fac prezentări când vin musafirii. Și a venit un bătrân din Bucovina de 75 de ani și a întrebat, cine mai este? Da, oh, fratele, cu cine ești? Cu soția. Să se ridice în picioare. Și bătrânul spune, ea e cea mai frumoasă femeie. Și adunarea râde, că la col erau fete frumoase, așa ca voi, tineri. Și el spune, fraților, nu râdeți. Ea e cea mai frumoasă. Sau cel puțin așa o văd eu. Că dacă n-aș vedea-o așa, aș fi nenorocit ca unii din voi care văd pe altele mai frumoase. Și adunarea și-a adus aminte că ăsta e proroc, că lui a vorbit Dumnezeu și a arătat că prin adunare sunt unii care văd pe altele mai frumoase ca pe a lor. Și ăsta e un păcat, nu? Matei 5:29, la 27, 28, 29. Asta zic că s-a zis, dar eu zic că oricine se uită și poftește, a și păcătuit. Când i-a spus ultima dată la nevastă că e frumoasă? Știi să apreciezi calitățile? Îi spui, mă, ești frumoasă, mă. Eu când vorbeam de frumusețe, am spus că la frumusețe se aplică legile din termodinamică, din fizică. Aici cred că sunt și studenți. Legea întâia spune că în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă. Totul se transformă. În frumusețe tot așa.
Nu se pierde. O fată la 17 ani, nu știu care are 17 ani, e frumoasă ca la 17 ani. Frumusețea ei nu se pierde. La una de 40 se transformă. E frumoasă ca la una de 40. Și de acolo se transformă la 60. Vezi o soră de 60 de ani, cu riduri pe aici, așa tu ești, măi, frumoasă, la 60 de ani e frumoasă. Caragioasă sau alte surori din adunare, care au 40 și vor să arete ca la 17. Se tun ca ele, se vopsesc ca ele, se opui ca ele, dar ele 40 de ani, alea sunt caragioasă. În frumusețe nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, nu mai dați bani pe ce nu se câștigă. Totul se transformă, dar voi apreciați? Și voi apreciați pe bărbații voștri? O dată am făcut în adunare odată un test și a spun, care bărbați știu că au nevestele frumoase, să ridice mâna sus. Și tăti surorile, cu capul la bărbat, am spus, mă, dar voi nu, ce mă interesează? Eu cu ei vorbesc. Fiecare să vadă a lui o vede frumoasă. Eram într-o familie cu asta închei, nu mai termin predica. Unul mi-a spus, frate, dragul, nu mai pot trăi, eu dau divorț. Dar de ce? Bărbatul meu așa, 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 așa. Bun, stai un pic, hai să o luăm de la capăt. Tu ai început cartea căsniciei de pe ultima pagină, pe prima pagină, hai, când te-o cucerit el, când așteptai să te întâlnești, cum era. Zic, îți spun câteva întrebări. Băi, bărbatul tău te înșală, umblă cu alta? Zic, nu, ferească Dumnezeu să mai facă și pe asta. Bun, e fidel? Da, cred că e fidel. Băi, ăsta e lucru mare. Într-o lume stricată, bărbatul tău să-ți fie fidel. E mare lucru, nu? Surori? Măi, dar bărbatul tău se ocupă de casă, de copii? Da, muncește, șantier, vine acasă, stă cu copiii. Îi bun, îi bun. Măi, dar bărbatul tău, mi-am pus încă o întrebare, aduce bani acasă? Da, aduce bani. Da, e voia să mai spui ce aduce. Hai acum, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnul pentru aceste trei lucruri. Bun, mulțumim Domnului. Și ne-am plecat, e mai băiat să spui, dar eu n-am mai lăsat-o. Ne-am plecat pe genunchi și ce mulțumea e, dar ce mulțumea mi-o tare. Doamne, îți mulțumim cu soțul, cu sora, e fidel, Doamne, și că aduce bani acasă și m-a rugat mult, așa că la stăruință. Ne-a ridicat pe genunchi, nu mai vrut de aici vot. Acolo în Biblie spune, acolo în Proverbii 31, bărbatul ei se scoală și o numește fericită, zicând, multe fete au o purtare cinstită. Tu le întrești pe toate. Fraților, când vorbim de apreciere, între încurajare și mândrie, atenție, între altruism și interes, și nu intrăm în amănunte, temă pentru o casă la predicatori, între aprecieri umane și divine. Eu închei predica. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să știți că, să știu eu că sunteți plini de Duhul Sfânt. Și o biserică, un frate, o soră, un tânăr, tânără, care e plină de Duhul Sfânt, apoi ea vine la adunare, nu uitați, joi seara, da? Oamenii ăștia vin la adunare, oamenii ăștia ajută, dăruiesc, fac milostenie, se interesează și oamenii ăștia predică Evanghelia. Să ne ajute Domnul, amin? Apoi noi suntem îndrăzneți, că suntem neprihăniți, plini de Duhul Sfânt, nu ne osândește inima, noi suntem ascultători și noi ne bucurăm că bucuria e o roadă a Duhului. Și știm să apreciem pe fratele Dan, nu m-a pus el să predic asta. Știu să apreciez pe frați, eu știu să apreciez corul, Domnul să vă binecuvinteze. Eu din clasa 7, între 8, am cântat la cor mulți ani, până m-o dat afară. Știu ce îmi place, frață care recită, ați văzut, fratele se străduiește, recită, vă apreciez și pe voi că m-ați ascultat. Doresc ca Dumnezeu să mă mai umple încă de Duhul Sfânt, să mai toarne Duhul Sfânt peste voi. Și un singur gând să rămâneți. Veniți la adunare. Amin.